Și-a luat și rata ca să nu facă multe drumuri. Bravo, ești forță! Dacă era după mine, eu plecam cu toate odată. Nu aș mai fi întors și după roate. Dar mi-am dat seama că e un pic greu, că mă tot încâlceam acolo în corzile alea. Am scos roata, am lăsat-o jos lângă mașină cât mai aproape de mine. Am închis portbagajul, să știu că am trecut portbagajul și că ăla este închis. Și am început efectiv. Nu, strategia a fost bună, s-a mișcat foarte bine. Cricul ăla m-a scos din toate mințile. Acolo am avut și eu, îmi dădea cu decimale, cu tot. Aveam și punct eu mort. Mă uitam și tot învârtea și încolo. Aveam și punct încolo. Mort. Și le-am dat, părea că în nicio direcție nu se mișcă. Cade-n puii mei. Doamne ferește. O ridici 2-3 cm, atât cât ai nevoie să scoți roata, nu mai mult. Bă, dar eu nu înțeleg ăsta să ridici, deci ce puii mei? Poate a dat invers? Nu cred, îl vede. Și nu înțelegeam, zic, uite, am orbit eu, nu văd ce Dumnezeu e cu el. Hai, frate, odată! Unde l-ați găsit, bă, băiatule, în cretotaci? Unde ați găsit rahatul ăsta? Și am tot dat până m-am prins că se... Până a prins filetul și a început să se miște, dar am văzut, stai, că acum se închide. Păi am dat invers, că m-am prins care e direcția într-un final. Merge cricul, e în regulă? L-am poziționat acolo și am început, efectiv, să desfac brezoanele. Aveți 7 minute. Aveți 7 minute, suntem ok. A început să sufle greu, semn că a atins punctul ăla în care se grăbește de adevăratele și asta e bine. Mai înjură printre dinți, dar nu foarte tare, de ce încă în confort. E clar că acum îi convine poziția asta și se simte în siguranță. M-a ajutat enorm faptul că am făcut chestia asta fie și o singură dată și m-a ajutat enorm că am fost atentă la lucrurile respective, pentru că sunt chestii pe care trebuie să le știe și un bărbat și o femeie. Nu mi se pare că sunt chestii de bărbat sau chestii de femeie. Uite, dacă ești singură cu mașina și pleci noaptea la drum, ce faci? N-ai run flats, n-ai cauciucuri din astea care să te ducă până la primul service, ești singură cu mașina, ce faci? Te-a pus să oprești tirurile? Să te ajute să schimbi o roată? Really? Că nu e fizic, nu e niciun challenge, adică nu e nimic complicații și că nu ești în stare să scoți sau să bagi sau să cari de la portbagajul roata. Sunt niște chestii de bun simț pe care trebuie să le știi, că nu știi niciodată în ce context ajungi. Am emoții la momentul ăsta. Perfect! Las-o culcat acolo și o împingi mai în față undeva. Dai loc. Perfect! Bravo! Perfect, te descurci! Bravo! Pus-o foarte repede pe poziții, nu era foarte grea. Bine, nici roata mașinii nu era foarte grea, dar întotdeauna aceea de rezervă e un pic mai ușor. Nu te grăbi, liniștit, o pui pe gaură. Primul prezon e important să-l fixezi, că formă restul intră simplu. Eu aud că intră primul prezon, așa pare, că înșurubează. Deci cred că suntem bine. Ca timp nu stăm rău. Suntem bine cu timpul, da. Și a fost complicat, plus că știam că se pun brezoanele mai întâi manual, toate, după care se strâng până la cap. Bravo! Bun, ce mai avem de făcut? Lasă cricul jos, pulele jos. Bravo! Am mai născut o dată. Foarte tare, foarte tare. Am crezut că la un moment dat greșește pașii sau se pierde, dar nu. Bravo, mă, Diana, mă. Proba în sine este foarte ușoară. Este o probă pe care, dacă nu e frică de înălțime, poți să o faci în 5, maxim 6 minute. Stai! No. Hai să vedem dacă am strâns roata. Verificare, Bucș! Bine, mă! Dana, oficial ai trecut proba! Hai afară! Bine că a schimbat. Deci când am văzut-o jos cu platformă cu tot... Ce-ai, mă, când m-am dat jos, deja eram așa... Da, deja ziceai că face de o viață. Adică am văzut-o când a urcat, era... Da. Și când a coborât-o, era deja... E ok.
Draga mea, astăzi, după ce Sorin ne-a explicat că ai șanse, dar că sigur să ai un nod în gât, el a investit în abilitățile tale de a schimba roata la înălțime. 650. 650 de euro. Aproape între cele mai mari sume astea. E cam pe unde am aproximat și eu. Am zis că dacă n-ai fost factorul cu înălțimea, probabil că se ducea în 8-900, dar fiind factorul cu înălțimea, m-am gândit inițial că... Inițial 800 am vrut să pun. Și pur m-am stat și m-am gândit. Dar să știi că proba de astăzi a fost pentru tata și pentru bunicul meu, care amândoi sunt acolo și sigur au fost cu mine. A fost pentru ei, efectiv a fost pentru ei, pentru că știu că amândoi ar fi fost foarte mândri și știu că sunt foarte mândri de mine. Sigur m-au văzut de acolo de sus, pentru că sunt convinsă că liniștea pe care am avut-o în secunda în care am deschis ușa, pentru că în secunda în care am pus mâna pe ușă și am deschis-o, din secunda n-am mai simțit nicio frică.